Există două aparate diferite pentru a examina tubul digestiv. Avem endoscopul care examinează tubul digestiv superior, adică esofagul, stomacul și duodenul. Și avem colonoscopul care examinează intestinul gros până la nivelul intestinului subțire. Da. Prin urmare, orice afecțiune a tubului digestiv poate fi identificată cu aceste instrumente. Ce ar fi important de menționat este că aceste instrumente nu au doar un scop pur diagnostic. Ele au un scop atât diagnostic cât și terapeutic. În sensul că aceste instrumente preiau niște imagini care sunt imagini în timp real, practic sunt ca o cameră video, da? Fiecare instrument este ca o cameră video. Deci, pe de o parte, preiau imagini dinăuntrul tubului digestiv, dar pe de altă parte au un canal de lucru prin care se pot introduce instrumente cu care putem să facem manevre terapeutice. De pildă, dacă există polipi pe colon, este una dintre cele mai frecvente patologii ale tubului digestiv, polipii colonici, care au riscul de a se transforma în cancer, acești polipi îi putem nu doar depista, ci și rezeca, adică extirpa cu ocazia aceleiași proceduri. Mai mult de atât, pe acest canal de lucru al acestor instrumente se pot introduce pense cu care putem preleva mici probe de țesut, adică biopsii, care ne cresc acuitatea diagnosticului, în sensul că sigur că ne permit să facem și un diagnostic anatomopatologic, histologic, de țesut. Toate instrumentele de diagnostic imagistic, cum ar fi ecografia, tomografia, RMN-ul și așa mai departe, care examinează din afara corpului organele, nu permit manevre terapeutice și nici prelevarea de biopsii. Ori lucrul ăsta este uneori esențial pentru diagnostic în cazul biopsiilor și, bineînțeles, partea de tratament este esențială pentru că, pe la urmă, reprezintă finalitatea actului medical. Aceste instrumente nu pot investiga intestinul subțire. Atât endoscopul superior cât și colonoscopul ajung să examineze cele două extremități, cea de sus și cea de jos a intestinului subțire, dar nu intestinul subțire în ansamblul lui, doar ce este foarte lung și cu multe bucle. De aceea, pentru intestinul subțire există instrumente dedicate, adică există enteroscop, care este un endoscop special pentru intestinul subțire. Există videocapsula endoscopică, asta fiind o cameră, o mini-cameră care se înghite și care parcurge tubul digestiv și asta permite examinarea intestinului subțire. Asta ar fi una dintre limitările endoscopiei vis-a-vis de intestinul subțire. O altă limitare, sigur, este faptul că nu poate vedea în afara tubului digestiv. Deci, ceea ce poți vedea este ceea ce este înăuntrul tubului digestiv. Nu poți vedea în afara tubului digestiv, că nu e transparent să poți vedea ce este în afară. În schimb, în materie de acuratețe a diagnosticului, nu se compară cu niciuna din tehnicile, așa zis, neinvazive. Procedura endoscopică durează în raport cu, pe de o parte, cu faptul de a face doar diagnostic sau și parte terapeutică și, bineînțeles, în funcție de
în funcție de organul pe care îl examinăm. Dacă facem o examinare endoscopică de tub digestiv superior, esofagus, stomacul și duodenul însemnând lucrul acesta, durata medie este undeva în jur de 3-4 minute. Atunci când este nevoie să prelevăm și biopsii, poate să dureze 5-6 minute. În ce privește colonoscopia, aici durata este ceva mai variabilă pentru că depinde în mare măsură de forma colonului pe care o are fiecare persoană în parte. De obicei, prima întrebare pe care o aud când un pacient intră în cabinet este: o să mă doară? De obicei oamenii asta întreabă: o să mă doară? Ce o să simt? Oare o să suport procedura? Deci, oamenii vin temători vis-a-vis de faptul că este o manevră invazivă și se întreabă dacă o să tolereze sau nu această manevră. Din păcate, mulți pacienți au mai avut în trecut experiențe endoscopice mai puțin fericite, în sensul că au făcut în diverse centre unde nu s-a efectuat niciun fel de sedare și asta a lăsat oarește urme în memoria lor și de aceea vin unii dintre ei, cei care au mai făcut și mai ales fără sedare, vin destul de speriați și destul de temători așa. În general, încercăm să le explicăm exact cum decurge procedura pas cu pas, ce vom face și faptul că fiind sedați n-o să simtă foarte mult sau chiar deloc în cazul în care se face sedare profundă. Oamenii întreabă: da, dacă este nevoie să-mi luați biopsii și dacă e ceva acolo, oare nu cumva o să se împrăștie? Deci oamenii au teama că dacă este o tumoră, dacă este ceva, dacă cumva o să fie mai rău. Și atunci le explic faptul că biopsia se prelevează sub control vizual direct. Pensa respectivă, care e o pensă miniaturală, o să vă arăt dincolo, are grosimea de 2-3 mm și deschiderea cam de 5-6 mm. Ei bine, această pensă, în momentul în care ia un fragment din zona respectivă pe care vrem să o diagnosticăm histologic, nu trece prin nimic. Adică prelevarea de țesut se face în mod direct la vedere din zona respectivă. Prin urmare, este imposibil ca să se însămânțeze ceva, să se împrăștie ceva. Și chiar și în cazul tumorilor, riscurile sunt zero, practic, de a se împrăștia. Oamenii întreabă: bun, și ce mi se poate întâmpla dacă îmi faceți rezecția acestui polip sau acestor polip, dacă se găsesc? Sigur că fiind o manevră intervențională, o manevră, se poate spune, microchirurgicală, să zicem, comportă anumite riscuri pe care însă cu o tehnică adecvată le putem duce la minim. Sigur că fiind o rezecție există un risc de sângerare, există un risc de lezare a peretelui în zona respectivă, pentru că această rezecție se face pe cale termică, da? Este vorba de faptul că se trece în jurul polipului o ansă prin care trece curent și care pe de o parte taie, practică excizia polipului, iar pe de altă parte realizează și coagularea vaselor de sânge în așa fel încât să se producă hemostaza, deci să nu sângereze. Pregătire înseamnă în principiu, în ce privește examinarea tubului digestiv superior, ca pacientul să fie nemâncat cel puțin 6 ore înainte de procedură. Se pot bea lichide până cu 2 ore înainte de procedură. Iar în ce privește colonoscopia, că aici este pregătirea mai importantă, pacientul trebuie să bea o soluție care practic evacuează conținutul intestinului. Pregătire care se face în raport cu ora la care se face examinarea. Este foarte important să se urmeze indicațiile de pregătire și în acest sens pacientul primește un formular
în funcție de ora la care face procedura, în care există pas cu pas toate detaliile necesare, tot ce are de făcut pentru a asigura o curățare bună a intestinului. Pentru că o examinare și o procedură de bună calitate este condiționată de o curățare de bună calitate. Este esențial. Ar fi probabil foarte important de specificat diferența între sedare și anestezie. Sedarea este o formă de adormire. Sedativul este un fel de somnifer. Sedativul nu induce anestezie. De aceea, recuperarea pacientului după o astfel de sedare este foarte rapidă, în sensul că pacientul se trezește imediat după ce i s-a făcut sedarea și rămâne în cadrul departamentului de endoscopie, într-o cameră special dedicată în acest scop, undeva în jur de o jumătate de oră, în funcție de intensitatea sedării care s-a făcut, pentru a își reveni foarte bine și a putea pleca spre casă. Spre deosebire de anestezia generală, care necesită un timp mai îndelungat pentru recuperare.